Mie un nas puțin, frate, vă rog eu mult. Miau, 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 miau. What the fun cu Bianca, Bodonea și Bogdan. An după an, cu fanul pe primul plan. Bun, așa, hai să ne jucăm, hai, că avem puțină treabă. Primul lucru pe care o să-l facem se numește pisica oche. Este karaoke, doar că nu cânti, zici miau. Pe sistemul acestui cântec extrem de viral. Miau, 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 miau. Exact, ia uite cine știe. Miau, 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 miau. Asta este referința. Bun, și o să începem cu piesele voastre. O să începem cu străzile din Pisicești. În această dimineață, la Pro FM, pisica oche, cu Florian și Mira. Hai. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Fantastic! Ce ușor se pot distra oamenii. Exact. Păi da, mi-au un loc de cuvinte și e... Numai bine am cântat și așa. Să mergem la concert, bă, să le facem o dată, să cântăm așa. Eu aș putea că uit versurile foarte des. Adică de fiecare dată când uit versurile, trebuie să mă pedepsesc să zic miau. Să zic oamenii au nebunii găgiu. Scrise de tine? Da, uit. Le uiți? Păi da, cum să nu uiți? Cum poți să le uiți? Că ăsta scrie, n-ai văzut că are două ore de stat pe notes în fiecare zi. Nu mai versuri scrie. Eu cred că el oricum gândește în versuri. Se chinuie când vorbește normal. Pe lângă asta, mi-atrage atenția orice mic detaliu din public și s-a dus totul. Cam scrambling down after that. Deci mă uit și văd pe cineva care a făcut ceva funny. S-a terminat. La revedere, nu mai pot concentra la nimic. Te stau cu ochii închiși tot timpul ca să... Mă rog, revenind la concurs. Și ca ochi. Da, îmi place foarte mult asta că oamenii din au zeci de ani de carieră, sute de piese scrise și noi am chemat aici. Mie un nas puțin, frate, vă rog eu mult. Hai să vedem. Miau, 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 miau. Excelent, frumos. Excelent, bravo. Foarte frumos. Mulțumim mult. Bă, așa să ne tot chemați. Auzi, da, doar, da, doar piesele lor? Nu. Avem altceva. Gata. Dar piesele lor mai greu ca astea. Am vrut să văd cum sună. Nu, acum vreau să le dau să cânte. Așa, că v-am pus. Cățeluș cu părul creț. Da? Cum iau? Cum iau este un sacrificiu. Gata cum iau. Nu este cum iau, este cățeluș cu părul creț, dar varianta colind. Cu cărul preț. Cu cărul preț, da. Cu ham, ham, ham. Este varianta colindă, adică o să vă dau deschide ușa creștine și va trebui să cântați cățeluși cu părul creț pe notele de la deschide ușa creștine. Cățeluși cu părul creț. Așa, 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 așa. Exact, exact. Eu uite ce știi. Hai, Mira și Florian Rus la Pro FM ne cântă cățeluși cu părul creț pe deschide ușa creștine. Că tot vine sezonul. Cățeluși cu părul creț. Cățeluși cu părul creț. Urărața din coteț. El se jură din coteț. El se jură. Stai că v-am... Acum. El se jură că nu fură. El se jură că nu fură. Și l-am prins cu rața în gură. Și l-am prins cu rața în gură. Mânați, băi! Excelent. Bravo, popular, excelent. Bravo, bravo, bravo. Mulțumesc frumos, ne-am sărutit. Pro FM, Open Radio.